Liceul Forestier, Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru, precum și grupul școlar Ion Mincu din Târgu Jiu sunt doar câteva dintre unitățile de învățământ din județ, în apropierea cărora se află baruri. Situația îi bucură pe elevii chiulangii, care nu sunt nevoiți să stea în frig ori de câte ori nu au chef de cursuri. În ce clasă ești? 11. Cât? 10. Tot aici? Da. Și de unde ești tu? De la Groșera? Da. Și stai în cămin? Și părinți? Da. De unde se? Vii, faci la gata? Văd-mă. La mine. Sunt la tine. Da. Știți că am mai fost aici. Bă, Ivane, ești abonat. Ce oră trebuia să aveți noastră? Nu știți ce oră? Nu. Păi și cine dacă o să vă spună? Deci a noua? A, la auto, nu? Sau Forestier? Auto. Tinerii nici măcar nu s-au deranjat să stingă țigara atunci când au fost luați la întrebări de polițiști ce caută în bar și mai ales cu ghiozanul în spate. În ce clasă ești? Cât? Ce? Ce? Da. Ce ora avea? Unii dintre ei s-au făcut nevăzuți, au luat-o pur și simplu la fugă în momentul în care în bar și-au făcut apariția oamenii legii. O vină pentru această situație o au și barmanii care încalcă legea oferind minorilor alcool și țigări. Barmanii care oferă spre vânzare băuturi alcoolice sau produse din tutun către minori vor fi sancționați conform legii 61/90, cu amendă, cu sancțiune contravențională, amendă. O acțiune similară a avut loc astăzi și în comuna Mătăsari. Acolo zeci de tineri au fost duși la ore direct din bar de către forțele de ordine.